Este o percepție greșită că la masa de sărbători, dacă și mâncăm, pe lângă băutură, ne rezistăm mai bine, ne îmbătăm mai greu. Este adevărat, însă din punct de vedere al efortului digestiv sau pancreatic, lucrurile sunt mult mai serioase atunci când și mănânci și bei. Iar dacă atunci când mâncarea mai este și grea, lucrurile se complică și mai mult. Fiindcă noi ne străduim să digerăm și una și alta, și alcoolul se digeră, adică practic ficatul preia cu două lanțuri enzimatice, una de alcool de hidrogenază și alta de aldehid de hidrogenază. Sunt două lanțuri care ocupă ficatul și care, dacă se realizează activitatea lor în concomitență cu celelalte enzime digestive și alte activități digestive care sunt mare parte hepatice, lucrurile sunt și mai complicate. Și a doua zi ne simțim rău. Chiar dacă ne îmbătăm mai târziu în seara respectivă, a doua zi ne simțim rău. Ce recomandare? Să mâncăm mai puțin și să mâncăm ceva mai ușor digestibil. Spuneam într-o emisiune de la Dr. Planet că o dietă bazată pe animale îndepărtate filogenetic de noi este o dietă net mai bună decât una realizată prin ingestia sau consumul cărnii de mamifere, în special de porc, adică mamifer omnivor ca și noi. De ce? Din cauza faptului că elementele constitutive la aceste produse alimentare sunt mai complexe pe măsură ce scara filogenetică evoluează. Respectiv, este mai greu să digeri o carne de mamifer sau de porc, o carne roșie, cum se mai spune, decât o carne albă de pui sau și mai ușor să digeri o carne albă de pește sau fructe de mare. Aceste organisme, mai simple fiind, sunt mult mai disponibile digestiv, pe de o parte. Pe de altă parte, elementele constitutive ale acestor proteine, în special proteine vorbesc, elementele constitutive, cum spuneam, sunt diferite și, în consecință, intră numai în balanța energetică și mai puțin în cea plastică. Adică nu facem din acele cărămizi obținute prin digestia animalelor mai simple filogenetic, nu facem cu ele țesuturi noi. Respectiv, colesterolul mult în fructele mare nu este colesterolul ăla rău care se lipește pe vase. Însă colesterolul, chiar dacă este mai puțin în carnea roșie, este un colesterol periculos. Pe de o parte. Pe de altă parte, cum spuneam, efortul digestiv contează foarte mult, fiindcă s-a demonstrat științific, ceea ce într-un percept mai vechi se spunea că ne săpăm groapa cu dinții, s-a demonstrat științific că principala cauză de reducere a șansei de supraviețuire și a speranței de viață la om este excesul alimentar. Se considera până acum că lipsa de mișcare este principala cauză, viața antropizată, citadinizată, viața în orașe, reducând nivelul de mișcare și din acest motiv am putea spune că murim mai repede. Bine, medicația și supravegherea medicală tot mai bună face ca totuși speranța de viață să crească. Însă elementele limitatoare ale acesteia se considerau că este lipsa de mișcare și excesul alimentar. Științific s-a demonstrat că excesul alimentar este pe poziția întâi, iar lipsa de mișcare este ocupa a doua poziție. Sunt oameni care nu practică sportul, sunt doar fie asceți, fie pusnici care fac post și așa mai departe. Sunt oameni care, nealimentându-se în exces, nerealizând excedentul alimentar în multe componente ale acesteia, ale alimentației, au speranță de viață, șanse de supraviețuire mai mari decât cei care se joacă consumând o alimentație foarte diversă. Fiindcă diversitatea, dincolo de percepția noastră că e bună, fiindcă ne asigură un aport complet și complex alimentar, diversitatea nu este neapărat de bun augur din cauza faptului că îți crește efortul digestiv. Respectiv, consumând divers, ai nevoie de mai multă adaptare a tuturor sistemelor digestive, de la salivație până la secreția pancreatică. Pancreasul este cel mai bun băcit organ în acest sens și sunt organe care limitează șansele de supraviețuire. Sunt organe care digestive care trebuie să le tratăm cu respect sau cu grijă din cauza faptului că ele au șanse de recuperare restrânse. O pancreatită acută care determină o distrugere prin autoliză, prin scăparea enzimelor în interiorul organului pe o anumită zonă, este ireversibilă. În cel mai bun caz, se înlocuiește cu țesut grăsos sau țesut de necroliză
neinfecțioasă sau nesupurativă sau nebacteriană, în cel mai bun caz, și nu și rămâi cu o deficiență sau o disfuncție pancreatică, adică cu triferment sau alți aditivi digestivi pe viață. Însă sunt situații în care acest moment de autoliză al pancreasului evoluează infecțios, adică evoluează cu infecție bacteriană, sursa intestinală este, bineînțeles, foarte la îndemână și, mai departe, pancreatită acută, pancreatită care poate duce chiar și la moarte. Este principala cauză pentru care oamenii ajung la spital în pragul sărbătorilor. Știți că acum 20-30 de ani, principala cauză era căzutul pe gheață, fiindcă era mai frig. Acum, din păcate, nu mai este, încălzirea globală se simte, nu mai este atât de mult gheață și surse de, și încălțămintea probabil că e mai bună, a mai evoluat și ea. Cert e că acum pancreasul ne trimite la spital. Asta este motivul pentru care eu recomand să mâncați la masa de Revelion mai ușor, iar peștele și fructele de mare să fie mai bine decât porcul și alte lucruri grele, grase. Hai să mâncăm porcul o dată de 2 ori în perioada asta de sărbători, de Saturnalii, de sărbători de decembrie, și să nu o facem zilnic și să nu o facem cel puțin la masă de Revelion, atunci când combinăm cu oboseală, combinăm cu alcool, bineînțeles că distracția trebuie să le conțină pe amândouă.